Se lucrează în ritm alert într-o beta turnul Severin. Parcarea cuprinsă între străzile Calonfirescu, Brâncoveanu și Eminescu a fost finalizată, iar în scurt timp 30 de locuri noi de parcare vor fi scoase la licitație. 30. A ieșit foarte bine. Au și gaigăre de preluare a apelor, tot au văd. Tot. Da. Astăzi îi dăm drumul, da? Da. Cam când credeți? În două ore? Două ore și cam așa. Maxim. Da? Pune numele în două ore și voi, da. Da? Deci 30 de loc. Gata. Și o să-i dăm drumul la închiriere acum, nu? Da, la licitație. Duce la licitație. Bine, hai, spor la treabă. Primarul Marius Creciu continuă modernizarea municipiului Drobeta-Turnu Severin. O nouă parcare a fost reabilitată și modernizată din temelii. Este vorba despre 30 de locuri, iluminat public și rețeaua de apă și canalizare. De asemenea, au fost amenajate și spațiile verzi. Vorbim de o valoare a investiției de 730.000, inclusiv TVA, o parcare cu 30 de locuri, dar în același timp am venit și cu tot ce înseamnă spațiu verde de amenajat, cu alei de acces la bloc. Aici gazul este băgat, așa cum am mai discutat și altă dată, nu venim să facem doar o simplă parcare, venim și amenajăm întreaga zonă. Așa cum am văzut și dincolo la turnuri, pe lângă parcul, că până la urmă nu e parculeț, este un întreg parc, am venit și am amenajat și trotuarele de gardă la bloc și aleile de acces și încă o alee mai mare, un fel de străduță de acces a locatarilor în zonă. Venim cu lucrări complexe, lucrări să mulțumească locatarii din zonele respective. Aici vorbim de o parcare între Calonfirescu și Brâncoveanu, Eminescu și Eroii de la Cerna. Este una dintre parcările pe care le-am prins în anii trecuți și la care lucrăm. La momentul de astăzi, în două ore, ea va fi perfect funcțională. Mii de locuri noi de parcare au fost reabilitate și modernizate de primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu. De când sunt primar, am peste 4.000 de locuri de parcare amenajate, unele luate de la zero, altele reabilitate. Este o problemă în continuare pentru municipalitate. A crescut foarte mult numărul autoturismelor, mașinilor și parcările reprezintă în continuare o problemă. Mergem și lucrăm chiar la momentul acesta. Și o să mergem, cred că, zilele următoare. Am demarat procedura de investiție la zona CET Nord, la blocurile între C1, C2, C3, C4, la fel pe acest principiu al asigurării locurilor de parcare acolo unde oamenii locuiesc. Este important ca omul, atunci când vine seara acasă, să aibă un loc de parcare de la muncă, să poată să stea liniștit. Și Severinul în acest moment are un deficit al locurilor de parcare. Deci continuăm aceste investiții pentru că sunt importante pentru cetățeni. Lucrările au fost finalizate într-un timp scurt, astăzi trasându-se marcajele rutiere. Sunt 30 de locuri de parcare. Acum două zile s-a terminat de turnat ultimul strat. Astăzi s-a procedat la vopsirea ei. Probabil în două ore și ceva se va da drumul după ce vopseaua va fi uscată. Urmează depunerea dosarelor și licitația pentru obținerea locurilor de parcare. Oamenii din această zonă au scăpat de praf și noroi, iar condițiile de trai se îmbunătățesc considerabil. Edilul Marius Creciu își dorește să continue modernizarea orașului nostru până la ultima scară de bloc.